s-au scurs fix 15 ani de la un gol antologic. Autorul lui, Romeo Bunică, cel care a fost considerat nașul lui Gigi Becali. Atacantul Buzoian a devenit celebru pe 30 noiembrie 2007, când îmbrăca tricoul prim divizionarei Gloria Buzău, unde roșii albaștri mergeau la ceea ce se anunța o partidă strategică. Lumea o vedea câștigătoare pe FCSB, în special datorită relației de prietenie dintre patronii celor două cluburi, Gigi Becali și Costel Bucur. Mijlocașul Romeo Bunică înscria din lovitură liberă în prelungirile meciului dintre FCSB și Gloria Buzău, cea din urmă echipă fiind considerată atunci sora mai mică a clubului patronat de latifundiarul din Pipera, iar reușita fotbalistului declanșa un scandal imens. Gloria era poreclită des steluța sau satelitul stelei. Furios după meci, Becali a ordonat ca bunică să fie trimis în Liga 3, la Râmnicu Sărat, după ce atacantul privase gruparea antrenată de Marius Lăcătuș de două puncte importante în lupta pentru titlu. După ce a smuls un punct din duelul cu FCSV, Romeo Bunică l-a înfuriat pe Gigi Becali, care i-a cerut socoteală. Băi, bunică, câte goluri ai dat tu, mă, campionatul ăsta? Romeo Bunică a răspuns fricos. Unu nea, Gigi, Păi bine, băi, hahalero, tocmai cu steaua ți-ai găsit să-l dai. A la Gigi pe la acea vreme, patronul având o adevărată criză de nervi. Cu acea victorie în crâng, FCSB ar fi câștigat campionatul. La finalul sezonului, CFR Cluj s-a proclamat campioană la un singur punct distanță. Așa că, privind în urmă, Romeo Bunică ar fi trebuit să fie trecut la prime și la medalii de către formația din Gruia.